Prima variantă a fost cu TXCO, asta e a doua variantă cu OXCO, tot pe aceeași frecvență de 144 MHz, aici a mai venit un strapul respectiv pentru 144 cu OXCO pe 10 MHz și rezistența, bineînțeles, de pe spate, care vine modificată, uite asta, asta vine scos afară, teoretic, și practic asta vine scos afară pentru că e alimentat pe pinul respectiv la OXCO. La TXCO se pune rezistența asta, asta nu trebuie scosă, dar se mai pune rezistența asta pentru TXCO. Sky-ul, de exemplu, dacă nu sunt lipite bine, apare o... Teoretic se poate verifica foarte simplu, teoretic trebuie să ai o tensiune pe pinul respectiv, pe pinul de acolo, de la detection, tu trebuie să ai o tensiune de 0,2 sau ceva 0,3, când e normal, în pe recepție sau ceva de genul ăsta. Și automat el trebuie să depășească tensiunea de 0,6-0,7, nu mai știu după data, și tu Skylor, că atunci funcționează. Dar toate astea se fac și din prin punctul de bypass filter, care o să-ți dea la... o să intre în primul Sky și o să amplifice ca să-ți dea la al doilea Sky ca să funcționeze, că altfel degeaba. Și contează foarte mult să... fie bine toate puse la punct. Teoretic, schema e foarte bine calculată, foarte bine gândită, dar nu, mai sunt niște date tehnice, că nu, teoretic diferă de la modul la altul, că zice unul 2,7, 2,8 volt, 2,9, sunt diferențe de piesele care le folosești, că nu toate sunt perfecte. Hai, nu-l lindea. Dar în principiu el funcționează, uite și ăsta, sunt tot pe 144-300. O la test, uite, funcționează și ăsta, un pic mai altfel, nu știu, dar tot la fel, foarte ușor, foarte simplu, se vede că merge. Și mai am un filmuleț care mi-a făcut la al treilea transverter, care tot așa merge și funcționează. Ăsta e cu un șurub, de exemplu, de 2,5, de 3, celelalte erau cu șurube de 4 pentru bypass filter. No, e teoretic la asta cu șurubul de 2,5 foarte fin, foarte fin trebuie să învârt de el ca să-i nimeresc unde trebuie. La cele de 4 văd că, care l-am eu, bineînțeles, am o plajă mult mai mare pentru bypass filter. Bă, cred că depinde și de antena care, adică de bucata de antenă care este pusă în interiorul bypass filterului. Restul e bine să le curezi bine, să nu fie sac, să fie lipite bine toate piesele și să respecti schema, că nu are de ce să nu funcționeze. Dacă totul este lipit bine și totul este ok, funcționează. Dacă, da, ar fi bine să fi pus teoretic și un stabilizator de 12V undeva, de la 12 la 5V, că se pare că se poate întâmpla să n-ai, să mergi undeva, să te grăbești, în loc să pui aici 5V, să-i dai 12V și atunci poate chiar îl poți arde și scapă poate o piesă sau două, maxim. Că, cred că numai ale meu mi se pare că merge până la 16V. Adică piesa de pe partea asta, unde e aici, ăsta, nu, ăsta e Atini, ăsta e. Le meu, ăsta poate să scape și un pic din LTC, din ăsta s-ar putea să scape. Ăsta și cu ăsta s-ar putea să scape. Restul toate se vor arde. Normal, ăsta e alimentat la 5V, ăsta e alimentat la 5V. Dar am o tensiune 12V care intră tot în LTC. Și atunci dacă mar de poartă, s-ar putea să nu mai margă programare, s-ar putea să nu mai margă altceva. No, dar rest, trebuie atenție mare și grijă și curat cât se poate de curat. Atunci poți să vezi dacă ai ceva lipitură proastă sau poți să vezi să-ți dai seama dacă nu e ceva în regulă.
Bine, numai bine să aveți grijă când lipiți piesa asta, piesa asta, asta și cu asta. Asta e maxim 270 grade, l-ați încălzit mai mult, mai bine lipiți cu ciocanul de lipit decât să încălziți piesa asta, că sigur se va arde. Restul, astea la alte mai mari mări, la temperaturi mai mult mai mari. Și la astea la fel, aveți grijă. Că și astea au parte de transvertere, amplificatoare, transvertere, tot cu tătul, dar și astea se pot arde foarte ușor.